Agenția Națională a Medicamentului din Franța recomandă evitarea utilizării preparatului Smecta în tratamentul diareei la copiii mici, în cazul femeilor însărcinate și a celor care alăptează. Recomandarea vine după ce rezultatele unui studiu clinic au arătat că există riscul ca argila, obținută prin extracție din sol și folosită în medicamente, poate conține mici cantități de metale grele, precum plumbul, care poate ajunge în sânge. Odată cu administrarea acestuia, preparatul, sub formă de pulbere, se vinde și în farmaciile din Moldova. De asemenea, agenția anunță că prospectul medicamentului urmează să fie în scurt timp modificat pentru a cuprinde aceste recomandări.